și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vă voi arăta cum să faceți sushi raw vegan. Veți avea nevoie de 2 zucchini mai micuți, jumătate de zucchini galbeni, o roșie, lămâie, morcov, ardeal roșu, jumătate, pastă de susan sau tahini, opțional avocado, și noi. Să trecem la treabă. Vom începe prin a răsui zucchini și morcovul. Pentru aceasta vom folosi robotul de bucătărie. Este mult mai ușor și mai rapid. Am păstrat puțin morcov. Sosul s-a schimbat puțin la culoare. Alge chel, dar este opțional. Voi adăuga aproximativ o treime de linguriță. Și apoi o linguriță de lucuma. Pentru a fi un pic mai dulce. Dar este opțional, dacă nu aveți, nu puneți. Din acest dressing în zucchini. Voi începe cu jumătate. Am adăugat din această pastă, din acest sos, pentru în orezul nostru, orezul nostru crud din zucchini și morcov, pentru a ajuta să stea un pic împreună, să nu se despartă în momentul în care le punem pe fâșiile de sushi. Decolorat este. Atât a rămas din dressing și vom mai adăuga apă ca să-l facem mai subțire. Și acum, haideți să asamblăm totul împreună. Vom adăuga orezul nostru de zucchini. Apoi vom adăuga ardei, morcovi, roșii. Hai să lăsăm așa pe primul. Continuăm cu celelalte. În acesta vom adăuga și avocado. Folosesc sucul de la roșii pentru a ajuta să se lipească. Puteți folosi și apă. Deci acesta este rezultatul final. 4 sushi rolls cu dressing. Haideți să încercăm. Thank you.
nu ca sushi de normal care are orez și de orice, este mai greu. Cel puțin vara prefer să nu gătesc atât de mult, să mănânc cât pot de mult crud. Foarte delicios. Dacă încercați această rețetă, scrieți-mi dacă vă place, dacă v-a plăcut, în comentariile de mai jos. Voi lăsa rețeta cu toate ingredientele și gramajul în descrierea videoului. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, thumbs up, dacă nu v-a plăcut, thumbs down. Și abonați-vă la canalul meu dacă vreți mai multe video ca acesta. Până data viitoare! La revedere!